Cum se întâmplă în fiecare an, în toamnă, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă prin agențiile județene organizează o bursă a locurilor de muncă dedicate absolvenților de învățământ. Pe 27 octombrie este bursa locurilor de muncă pentru absolvenți la nivel național, iar în Prahova am dorit să organizăm această bursă mai aproape de și de angajatori și de persoane în trei locații, în Ploiești, în Câmpina și în Vălenii de Munte. Până pe 27 octombrie, agenții economici interesați se pot înscrie la bursă cu locurile de muncă disponibile. Ce invităm pe aceia cu locuri pentru tineri, da, în special, dar și pe ceilalți, deci bursa este deschisă și participarea gratuită, toate serviciile noastre sunt gratuite. Este absolvent de liceu, de toate nivelurile de educație și, bineînțeles, orice altă persoană interesată de un loc de muncă. Deci nu se rezumă doar la tineri. Nu, n-a fost niciodată interzis unei categorii sau au avut acces liber absolut toate categoriile. La un astfel de eveniment, angajatorii au ocazia de a-i cunoaște direct pe viitorii angajați, de a afla ce își doresc aceștia și ce așteptări au de la un loc de muncă, iar persoanele aflate în căutarea unui job pot testa piața muncii, pot afla care sunt meseriile cele mai căutate, care sunt competențele și abilitățile care cresc șansele de a obține un loc de muncă și pot negocia direct un pachet salarial.